în piața cripto, un mare exchange, FTX, a dat faliment. Dacă aveți bani acolo, uitați-i, puteți să-i ștergeți din planurile și bugetul dumneavoastră, că nu se mai recuperați nimic. În plus, pe semne la ce datorii și mai are la furnizor și așa mai departe, FTX cu greu va plăti cu cele 900 de milioane pe care, vezi, domne, după calculele lor, le mai au încă lichide în loc de cele 9 miliarde pe care le așteptau de la Binance, care se gândise să gândise să-i cumpere ca să-i salveze și să-și însușească numărul clienților. Ceea ce ne-a dovedit până acum piața cripto este că, din punct de vedere al încrederii, nu e deloc fiabil nu transmite încredere și dacă încrederea a fost oarbă și bazată pe creșterile spectaculoase din ultimii doi ani, în care orice cumpărai câștigai 50% în câteva zile, vezi el nostru care odată listat pe platformă la Binance, s-a dus din 50 în 150 în două zile. E, dacă vă uitați, acum e la 43 și continuă să scadă. Și dacă cineva pe principiu buy and hold și-a cumpărat Bitcoin, Ethereum, Melron sau orice, are șanse să le mai țină încă câțiva ani buni sau zeci de ani buni până când să-și recupereze banii investiți. Nu să-și câștige spectaculos cum s-a aștepta. Piața cripto este totuși o piață mică. Gândiți-vă că toată piața cripto, nu face nici măcar jumate, din când, nu valorează nici măcar jumate din când valorează acțiunile Apple. Deci capitalizarea bursieră la Apple cu toată scăderea din ultima perioadă e peste 2 trilioane, iar piața cripto unde doar Bitcoin nu era 1,3 trilioane, nu mai face un trilion toată adunată. Pe de altă parte, Bitcoinul se află la același nivel pe care îl avea în 2017, chiar sub. Dacă cineva cumpăra în decembrie 2017 cu 19.000, până acum pierdea de rupea. E adevărat, o să-mi spuneți, dacă cumpăra cu 10 ani, cu 200 sau cu 1000, iată câți bani câștiga chiar și la 16.000, cât valorează Bitcoinul acum. Ce cred eu? Cred eu că această criză a pieții cripto e la fel ca și criza din anii 2000 a dotcomurilor, care și le-au crescut la fel de ca făt frumos. Știți povestea, că v-am mai spus-o. În piața cripto, toate monezile astea care au apărut au crescut ca făt frumos. Făt frumos creștea într-o zi cât alți copii în 10 ani. Dar după o săptămână a făcut 70 de ani și a murit. Cam așa și cu piața cripto. Însă tehnologia blockchain este genială și la fel cum internetul ne-a schimbat viața, vă spun că și blockchain o să ne schimbe viața în timp, numai că s-ar putea tot la fel ca la celebrele motoare de căutare din anii 2000, Alta Vista, Netscape, toate aceste monede să dispară și ultimul venit să ia spuma de pe tort, Așa cum s-a întâmplat cu Google, care a fost ultimul apărut, el a apărut după criza dot comurilor, după ce toate minunile care au crescut, Yahoo și așa mai departe, câte 400% pe an, au dispărut total din piața tehnologiei și au apărut cu totul alte societăți, cum au fost Amazon, cum a fost Apple, care s-a menținut, Microsoft-ul care s-a menținut și s-a adaptat bine, și mai ales Google, care nici nu exista la criza din 2000. Ce vreau să vă spun este că trebuie să fiți foarte atenți la piața cripto, și chiar dacă aveți investiții, sunteți dispuși să le țineți, sau cum spun foarte mulți investitori din piața cripto, să muriți cu ele de gât. Ca să muriți cu ele de gât, trebuie să le conservați, așa că nu le țineți pe la exchange-uri, nu le țineți nici la Binance, nici la Coinbase, nici la FTX. Că uitați ce se întâmplă. Pe de altă parte, vedeți că e euforia și imposibilitatea investitorilor din cripto să accepte pierderea e atât de mare, încât dacă vă uitați, acțiunile a Luna, moneda, coinurile Luna, care valorează acum 0,00017, au o capitalizare bursieră, adică o capitalizare a valorii acestui coin de peste un miliard. Pentru că într-un sistem în care de la luna, de, în sfârșit, la Terra și așa mai departe, stablecoin-ul a dispărut, totul s-a mutat din cu sunt șase trilioane de monezi și există lume nebună care în continuare își cumpără și vinde această lună la 0,000317. De unde, nu mai departe de acum, cât să vă zic eu? Șase luni valorau 119 dolari. Din 119 dolari nu valorează nici o sutime de cent. Și totuși lumea continuă să cumpere. Ciudat e că luna, capitalizarea, market capul lunei, e mai mare decât ale lui Care, de bine, de rău, totuși a căzut din 500 în. 40 nu s-a dus la 0. Toate aceste monezi care nu au în spate acțiuni sau acoperire, pentru că și stablecoin-urile, inclusiv alea lui Binance, nu au decât 30% acoperire în cash. Și dacă tu ai acoperire în tot felul de algoritmi, în alte monezi, gândiți-vă la Solana, care a fost eveniment, care a avut proiecte, care se dezvolta cea mai, cel mai bine. Solana a ajuns să cadă 90%. Mai valora zilele astea 12 dolari. E, toate lucrurile astea se strâng și se creează ceea ce se numește refuzul de a mai investi pe piața cripto. Adică lumea va fi atât de scârbită pentru că cei care pierd bani în bursă zic iar șmecherii ne-au luat bani. Nu-s nici de parte de adevăr. Să creează o teorie a conspirației și atât timp cât nu există piață de retail, atât timp cât fondurile de investiții, după cum vedeți, au ieșit cam total din piața cripto și nu mai au lichidități și nici nu o să aibă curând lichidități ca să le pună, cine să mai umfle piața cripto? Retailerii nu, fondurile de investiții de pe Wall Street, dacă mai e să mai bage bani undeva, să duc tot la acțiuni, când slavă Domnului, acțiunile creează ceva, creează plus valoare, creează profit, dau dividende. Da, Bitcoin-ul nu dă încă nimic. Poate o să dea această tehnologie, o folosesc și eu, și eu creez această monedă cilindra, unde o monedă e un token, este de fapt o acțiune la o firmă care face profit în cu totul altceva. Ideea e următoarea. Exchanger-urile de cripto ar fi trebuit să meargă mereu un profit. De ce? Păi dacă eu sunt piața matache, nu contează cât costă roșiile la piața matache, pentru că eu iau și de la vânzător și de la cumpărător un comision. Eu fiind exchange, iau și de la vânzător și de la cumpărător un comision. E adevărat că volumul tranzacțiilor atunci când valoarea fie mai mare este și el mai mare și profitul meu e mai mare, dar cheltuielile pentru a lua acest comision nu sunt justificate de a fi mult mai mari decât veniturile. Păi dacă tu am miliarde, zeci de miliarde de clienți care să, își învârt banii acolo, eu ar trebui să merg bine. Numai că toate aceste exchange de cripto, neavând reglementări, pentru că am vrut o piață nereglementată, să apucă și fac și investiții. Și Binance susține stablecoin, nu ținând o parte, în Bitcoin și o parte, în Ethereum și toate au fost bune și frumoase. Când în loc de a avea cash pentru a susține un stablecoin, aveam criptomonede, pentru că ele crescând automat, noi tipăream alte stablecoin-uri. Acum am îndoiesc că se face ceea ce în limbajul cripto e bani. Cu aceeași viteză cu care s-a făcut atunci când mergeam în sus, mind. Deci, dacă nu fac mind și fac burn și burn nu fac în aceeași proporție în care am făcut mind orice fel de algoritm dispare. Și când o piață cripto are mulți bitcoin și bitcoinul se prăbușește 25% în 3 zile, sau pățește ce a pățit Elon să duce vinerea trecută la Paris, face o petrecere de n-a mai auzit nimeni în Palais Bonniard, la fostul sediu al bursei din Paris și toată lumea cumpără, cumpără și e fericită și duce prețul la 64% pentru că la nici trei zile prețul să cadă cu 30% și să ajunge unde? Aproape 40%. Să ajunge la 40%. Vă dați seama că după evenimente din astea, rebranding-uri și așa mai departe, dacă prețul se prăbușește cu 40%, e mai rău ai făcut rebranding decât dacă nu făceai nimic. Pentru că ai reușit să vorbești atât de mult despre firma ta, moneda ta sau ce ai rebranduit tu, încât toată publicitatea aia pe care ai plătit-o și te-ai chinuit o faci, să reîntoarce împotriva ta exact în momentul în care ai vrea ca nimeni să nu mai știe de tine, că tot ai scăzut în bursă cu 40%. Adică dacă s-ar putea, aș vrea să nu vă uitați la mine când pierd. E adevărat că eu am curaj, avertizându-vă de riscurile bursei, să vin să vorbesc și săptămâna asta când n-am nimerit sensul pe Wall Street și am pierdut. Dar foarte puțini au curajul să spună am pierdut, cât am pierdut și așa mai departe. Luați exemplu de la Katy Wood care pierde de rupe, a crescut 13% Arch Innovation, ETF-ul ei acum dar în continuare scade 70%, dar ea speculează ca marketing cu totul altceva. Și anume că Federal Reserve nu înțelege că inflația nu e. Nu e și e trecătoare. Și e o gogoriță. Și trebuie să taie dobânzile și piața să va duce în sus. Pentru că tu spunele la investitori că n-au pierdut din cauza ta sau din cauza faptului că n-au nimerit sensul, ci din cauza faptului că sunt undeva, acolo sus, câțiva puternici mecheri care întorc sistemul pe dos, care fac astfel încât regulile economiei să nu se mai respecte. Și ca să concluzionez. Dacă mâine eu văd în piața cripto în continuare în jos, ea crește, eu trebuie să-mi pun problema de ce crește. Dacă piața de acțiuni se va duce în decembrie la stele și eu voi fi pe invers, trebuie să mă duc să analizez asta de 10 ori și asta voi face și cu voi, de câte ori voi greși, voi face o analiză mult mai profundă de ce am greșit. Și voi și reuși să învăț ceva din propriile mele greșeli, astfel încât și voi să învățați din propriile voastre greșeli. Pentru că vă spun și în piața cripto și în piața de acțiuni, oricât v-ați uitat la Sima, la Warren Buffett, la Elon Musk, la cine vreți voi, până nu pierdeți banii voștri, munciți și economisiți cu trudă, nu veți învăța niciun fel de lecție. Veți continua să fiți lacomi, să luați riscuri mari și să nu calculați de la început nu cât puteți câștiga, ci mai ales cât puteți pierde. Pentru că în piața cripto acum, ca și în piața de acțiuni, ideea e cât îmi permit să pierd, mai ales la criza care urmează să vină.